Bună seara, puișor! Astăzi am să-ți spun două povești mici, ambele despre un cerb. Cei drept, cea de-a doua poveste e un fel de învățătură din prima. Ei, dar ascultă! Un cerb veni la părâu să-și potolească setea. Văzându-și chipul oglindit în apă, se bucură nespus de frumusețea coarnelor sale, că sunt atât de mari și de rămuroase. Că despre picioare le privi și spuse: numai picioarele mi-s cam slăbănoace și urâte. Dar iată că din desiș sări asupra-i un leu. Cerbul o rupse de fugă spre câmp deschis. Era gata să scape de urmăritor, dar se nimeri în drumul său pădure. Coarnele cerbului se încurcară în crengi, iar leul puse laba pe el. În ceasul cel din urmă, cerbul își spuse: ceea ce mi s-a părut urât și slăbănoc era să-mi scape viața, iar ceea ce m-a bucurat prin frumusețe mi-a dus pierzania. Așa se întâmplă de fiecare dată, dragul meu, când nu știm să le prețuim pe toate după merit. Îți promiteam încă o întâmplare, mai exact un sfat a unui cerb, părinte, care îl dădea puiului. Puiul de cerb îl întrebă odată de părintele său: tăicuță, ești mai mare și mai ager decât câinii, ba mai ai și niște coarne uriașe cu care să te aperi. De ce atunci ți-e frică de câini? Cerbul se puse pe râs și răspunse: ai dreptate, băiete, numai că nu știu cum se întâmplă. De fiecare dată când îi aud pe câini lătrând, n-apuc să mă gândesc la coarnele mele mari și frumoase, fiindcă mă pomenesc zvântând pământul în fugă și de fiecare dată picioarele mă salvează. Este și un proverb: fuga e rușinoasă, dar e sănătoasă. Asta am vrut să-ți spun astăzi, dar acum dorm că e târziu, noapte bună.